Salutări, surpriză și bine ați revenit la Patrula Română. Astăzi sunteți martorii celui de-al 12-lea episod. Vom recenza niște virale, vom vorbi cu un porc, vă vom prezenta un canal YouTube hot și vom lua un interviu unui cercetător român din Anglia. Pentru că au fost comentarii care au asemănat emisiunea noastră cu alte emisiuni de pe internet din țară sau din străinătate, am decis să venim cu câteva explicații. Da, ne-ați prins. Am copiat tot. În afară de subiecte, personaje, scenariu, recuzită, background, stil de filmat și editat, restul e identic. Treaba asta ne-a făcut să ne imaginăm cum ar fi arătat Patrula Română dacă ar fi recenzat videoclipuri virale. Salut, sunt Ray William Ionescu și vă uitați la Egal Patrula! Haideți să trecem la recenzat videoclipuri. Primul clip al zilei este cu o pisicuță drăgălașă. Dar noi stai puțin că nu mai avem clipuri cu pisicuțe drăgălașe. Le-ai recenzat pe toate. Cum nu mai avem clipuri cu pisicuțe? Nu mai avem. Se rezolvă. Miau. Miau. Ați văzut ce a făcut? Dau reluarea dacă n-ați văzut. A dat cu gheruța, foarte drăgălaș. Următorul clip e din Mama Rusie și un accident teribil de mașină. Ray, dar a recenzat toate clipurile din Rusia cu accidente, nu mai e niciunul. Nu mai e niciunul? Nu mai e niciunul. Se rezolvă. Ce tare! Ați văzut cum s-au lovit cele două mașini? Parcă ar fi vrut să intre una în alta. Ray, dar aia nu era mașina ta? Taci, mă, prostule! Dacă nu mai aveam niciun accident, ce voiai să fac? Ultimul clip e failul săptămânii cu unul care s-a aruncat de la geam. Da, ți-a auzit bine, s-a aruncat de la geam. Să dăm play! Ray, dar nu mai avem nici de-astea, le-a recenzat pe toate! Cum, mă, nu mai avem nici de-astea? Nu mai avem niciunul. Stai, am o idee. Mă duc la geam. Vino cu camera după Ray, mine. Stai, aici nebun, Ray! Fii atent, fii atent, că mă arunc! O mașină încărcată cu 150 de porci a fost condusă cu viteză, iar la prima curbă de pe DN7, în județul Argeș, s-a răsturnat. Din primele informații pe care le avem, se pare că în camion se aflau și câteva personaje din showbizul românesc, ale căror nume, normal, sunt clasificate. În exclusivitate am decis să luăm un interviu unui porc ce a supraviețuit accidentului. Iată ce ne-a povestit. Uiți. A, vreți pe română? Se rezolvă. De multe luni plănuim evadarea asta. De fapt, sincer să fiu, o plănuim de când am urmărit serialul Prison Break. Am și tatuat planul de evadare pe șericiul Ghiță. Hai că vă arăt. Ăsta-i planul de evadare. 3, 2, 1, gătiți. A, nu, asta e de când ne uităm la Masterchef. Ce ne mai sperie fodor ăla. Mereu credem că are porc în cutie. Ba, ne stă inima să vezi cum face șoriciu pe noi. Hai că vă arăt și planul de evadare. 6 luni l-am gândit. E un plan de evadare foarte complex, nu știu dacă o să înțelegeți ceva, dar trebuia să evadăm până la Crăciun, n-avea ce face, că ne taie ăștia. După ce ne-am răsturnat, camarazii mei, șorici din șoriciu meu, au plecat să guste din plăcerile libertății prin satele vecine, în căutare de scroafe. Porcul tot porc rămâne, să-i vezi cum guițau și țipau, libertate, guiți, libertate, guiți. Domne, eu militez pentru drepturile porcilor, pentru că într-o țară cu atâția porci, condusă de porci, și câteva scroafe, noi porcii de rând trebuia să o ducem bine. Desimțit de dreptățiți! Așa că vreau să adresez câteva cuvinte pentru suflarea porcină din această țară. Această evadare nu e pentru noi. E pentru porcușorii, porcușorilor noștri. Ne pot lua viețile, dar nu ne pot lua niciodată libertatea! Power to the pigs! Le-au spus porcii bătrâni o poveste. E despre Ghiță. L-a așteptat Cleopatra la portiță, dar n-a mai ajuns, că l-au găsit ăștia de la Masterchef și l-au făcut felii. După cum v-am obișnuit, e timpul să vă mai recomandăm un canal de YouTube hot. De data asta vă voi arăta un canal mai puțin cunoscut. E vorba de un japonez care călătorește și filmează locurile prin care ajunge și are canalul Egawe... japoneză. Normal, fiind japonez, are foarte multe clipuri din țara sa natală. Aici a filmat o stradă veche din Takayama. Aici aveți imagini cu un sătuc mirific înzăpezit, aici aveți o cascadă înghețată, din alte părți ale lumii puteți vizita virtual câteva străzi din Maroc. Dacă v-ați întrebat cum arată zona fierbinte a Thailandei, nicio problemă, japonezul vă arată. Aici aveți câteva imagini din Taiwan.
Și aici din Peru. Vă recomandăm acest canal pentru că are peste 100 de clipuri din toată lumea și vă dorim să aveți parte de un sejur virtual plăcut. Stay hot! Acum puțin timp, cineva din administrația engleză a propus să se facă un clip în care să se arate cât de greu se trăiește în Anglia, clip pe care să-l difuzeze în România și Bulgaria. E clar că motivul clipului e frica față de cercetătorii români. Așa că am trimis un reporter special în Anglia să ia un interviu exploziv unui cercetător român. Să vedem și noi de ce se tem englezii. Bună ziua, vreau să iau și un interviu. Leave him alone, my friend. You have people to kill later. Here's some money. Go get something to eat. We beggars have money. Am și eu câteva întrebări. În primul rând, ce faceți aici? Exerciții de cerșit. Să pun sângele în mișcare. Ia uite, pot și cu stânga. Ce crezi că e meserie ușoară? 90% transpirație, 10% inspirație. Păi, ce v-a făcut să veniți în Anglia? Salariu mic din România. Păi, ce lucrați? Eram director la o multinațională. Păi, și cât câștigați acolo? 4.000 de euro, mărunțiși. Dar banii ăștia îi fac 3 zile aici doar cu dreapta. Ia uite, dacă faci cu stânga 8.000 de euro, ia uite cum vin banii, ia uite cum vin. Păi dacă merge treaba așa de bine, vă mai întoarceți în țară? Ce țară, my friend? Me English, fish and chips, Manchester United, Beatles. Hai că am pierdut 300 de lire de când ai venit aici. John, take this Romanian garbage away. Ah, it's good in England. Back to business. All the iron we take. Dragi patruliști, vă anunțăm că vom reveni cu episodul 13 în data de 15 mai. Avem și noi nevoie de o pauză după 3 luni de muncă non-stop. Dar stați! Liniște! Liniște, am spus! Asta nu înseamnă că nu vom posta clipuri între timp! Stați liniștiți! Avem câteva idei pe care o să le punem în practică în această mini-vacanță. O să avem și o emisiune specială în data de 30 aprilie 2013, când împlinim 6 luni. Va fi o emisiune cu răspunsuri la întrebările voastre. Așa că dacă aveți întrebări, vă rugăm să ni le adresați pe facebook.com/patrularomana. Dacă nu ne-ai dat like până acum, ce aștepți? Mă, ce aștepți? Că mă iau spumele acum! Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să ne dați subscribe. Acum să ne dați. Eu aștept. Am timp. Întrebarea săptămânii este: ați recomandat prietenilor voștri emisiunea Patrula Română? Mulțumim prietenilor de la studioul fotovideocaseta.ro pentru găzduire. Ne vedem pe 15 mai. Stay hot! Dacă nu recomanzi emisiunea prietenilor tăi, adică te tai, măi!